Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua, domnule Cristache, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag întotdeauna. Ne apropiem cu pași repezi, dar și timizi în același timp, către debutul noului an școlar. Pentru că este scandalul momentului, o să vă întreb direct. Cum priviți lipsa manualelor pentru clasa a 5-a și soluția de compromis actualului ministru al educației, domnul Liviu Pop, respectiv acel compendiu de peste 300 de pagini care cuprinde materie pentru mai puțin de 12 discipline? Haideți să vorbim întâi de lipsa manualelor, da? Să ne referim la ele. Acestea sunt o consecință, lipsa lor, acestor manuale, este o consecință a faptului că se află sub jurisdicția licitațiilor. Atâta timp cât aceste manuale se vor afla sub această lege, da? Adică să te duci să le postezi pe SEAP ca și cum ai vinde un sac de cartofi, da? Și nu un bun de interes național, pentru că vorbim de educație și cred că acolo ar trebui să-l poziționăm, vor exista interese din partea editurilor. Nu vreau să arăt în mod special cu mâna spre edituri, dar asta se întâmplă. Deci 27 de ani avem întotdeauna contestații și se merge până în așa fel încât să nu avem manuale pe bancă. Deci vorbim și de o lipsă de moralitate, bineînțeles în contrapunere cu interesul lor financiar, cum este și normal că vorbim de firme private. Sperăm până la sfârșitul acestui an să intre în discuție această lege a manualului, astfel încât să nu mai fim la mâna editurilor să conteste în fiecare an. Și aici o să fac o paranteză ulterior să vă spun că cred că nu numai editurile sunt de vină, având în vedere că în acest an din 45 de titluri contestate am văzut totuși că jumătate din ele au fost admise la contestație. Și atunci trebuie să ne gândim dacă sunt probleme și la cele comisii care le evaluează în cadrul GNEU-ului, în cadrul Centrului Național de Examinare și Evaluare. Da? Adică vreau să fiu corect și să mă gândesc și la cele edituri care și-au exprimat dreptul să conteste și jumătate în aceste titluri au câștigat și intră în reevaluare aceste titluri. Deci până nu vom avea o lege manualului astfel încât să fie declarat bun de interes național, vom avea aceste probleme. De ce credeți totuși că s-a ajuns în situația asta? Adică la mai puțin de o săptămână înainte să înceapă școala, avem un compendiu de 300 de pagini și nu avem manuale pentru clasa 5-a. Cu acest compendiu a apărut ca o contrabalansare a întârzierii acestor manuale, că se știa că dacă undeva până iulie, dacă nu mă înșel, a fost această licitație, undeva pe 11 august să termina toată procedura, nu mai era timp cu deciziile care trebuia să primească de la Comisia Națională. Dar de... totuși nu se putea lua din timp aceste decizii? Păi nu se putea că nu se știa. Deci până nu ții licitația și până nu vezi dacă se contestă sau nu, sau câte titluri se contestă, nu ai cum, dacă vă referiți la compendiu. Da. Dacă vă referiți la procedura prin care a început să elaboreze această comisie, este o dilemă și pentru mine, pentru că această comisie de manuale s-a întrunit undeva la sfârșitul anului 2015. Deci 2015-2016 ar fi trebuit să se termine. Dar procedurile sunt foarte grele, se întârzie foarte mult, inclusiv cu publicare, inclusiv cu modul prin care ISEU a reușit să facă aceste programe. Bănuiesc că nici dumnealor nu au prea mulți experți la dispoziție astfel încât să lucreze pe bandă rulantă și să ofere editurilor niște programe de calitate și s-a ajuns din nou, din păcate, la aceeași generație de sacrificiu, vorbind de copiii, de elevii de clasa a 5-a, care, din păcate, începând cu clasa pregătitoare, nu au avut niciodată manual. Sperăm undeva la sfârșitul lunii octombrie, deci au fost prima dată 7 titluri, știți, nu au fost contestate, între care 3 de sport și 4 de religie, dacă nu mă înșel, sau s-ar putea să fie și de muzică printre ele. Și am înțeles acum că încă 5 titluri se vor trimite comenzi către edituri, limba engleză 1, limba engleză 2, istorie, TICU și dezvoltare personală. Deci vom avea până la urmă 7 și cu 5, 12 titlu, 12 manuale pregătite să intre de la începutul anului școlar. Restul să sperăm că le vom avea până la sfârșitul lunii octombrie sau, dacă nu se complică lucrurile, pentru că vom fi obligați să facem, din păcate, un nou compendiu. Acest compendiu, după cum puteți vedea și dumneavoastră, acoperă 8 săptămâni. Am înțeles, 2 luni, da. Practic. 8 săptămâni și chiar ar fi păcat să aruncăm cu banii pe apa sâmbetei la fiecare 8 săptămâni sau la fiecare 2 luni
să comandăm acest compendiu, care într-adevăr nu costă mult, nu știu calitatea, deci nu este menirea mea să vin pe calitate, noi părinții nu vom face niciodată aprecierea asupra calității, asupra conținutului academic, venim de când cu un feedback primit de la părinți și bineînțeles de la profesori care ne spun, domne, sunt bune sau nu sunt bune aceste manuale. Văd că deja în spațiu public, pe rețele de socializare, au apărut diferite nemulțumiri, dar oricum foarte cred multe că critici. Foarte multe critici, dar cred că oricum noi avem ceva nativ așa în sânge să criticăm orice ce se poate critica. S-ar putea să aibă și lucruri bune. Am văzut profesori care au avut cuvinte de laudă la adresa acestui compendiu, dar sunt și cei care au început să critique că un nume nu a fost scris corect, a fost un singur N în loc de doi de N și care pentru mine nu sunt probleme de fond, sunt de formă. Că tot ați adus în discuție de costul acestui compendiu. Ce ar trebui să înțelegem din prețul extrem de mic, practic 4 lei costă acest compendiu, da, în comparație cu, știm foarte bine, un manual nu-l găsești sub 15, chiar 20 de lei. Dacă vă referiți la manualul care îl cumperi în librărie, la din cel librărie, care este la licitație, bănuiesc că acum a fost undeva prețul maxim 10 lei, nu știu cu cât s-a judecat, s-ar putea să fie sub 10 lei, că de obicei editurile au interesul să ofere mai puțin, să eventual să și piardă pe costul de producție, da? Și să vină cu aceste auxiliare la care să câștige de 3 ori, de 4 ori. Un auxiliar costă 20-25, cel de engleză, din câte știu, chiar mai mult, 40-45 de lei. Probabil sunt două variante, ori acest manual este bun și costul este foarte mic și atunci ne punem întrebarea cum aceste auxiliare sunt atât de scumpe, sau dacă nu, putem vorbi de alte interese pe care eu nu pot să mi le explic sau nu pot să gândesc care ar fi. Nu cred că, vorbind de o companie de stat, știu că este editat de monitor oficial, să-și dorească să piardă sume, să piardă sume imense, până la urmă vorbim de costuri de 175.000 de euro, pe aici, pe undeva. Credeți totuși că ar exista niște interese în spatele acestui preț? Deci eu nu vorbesc de interes numai acest preț, vorbesc de interes la modul general. Eu spun că în 27 de ani au fost întotdeauna interese în jurul acestor manuale, fără discuție. Gândiți-vă ce sume se cheltuie pentru aceste manuale și atunci este normal să apară interesul financiar. V-am adresat prima întrebare, întrucât ministrul Pop a dat vina pe tehnocrații lui Dacian Cioloș, plângându-se de criza de anul trecut, cea manualelor de clasa a patra. Cine are dreptate în opinia dumneavoastră? Dacă ne referim exclusiv numai la acest manual de clasa a cincea, într-adevăr și noi, comisia, puteam să ne mișcăm mai repede. Dar vorbesc de un lanț, nu numai noi comisia. Noi trebuia să în comisie să hotărâm mai repede metodologia astfel încât să pună la dispoziție editurilor. Inclusiv editurile care au participat, că de asta s-a durat așa de mult, editurile s-au pus la înțelegere cu ghilimele de rigoare cu ministerul astfel încât să le convină să vină să participe la aceste licitații și s-au realizat lucruri bune acolo. Prețul am reușit să-l urcăm aproape la 10 lei fără TVA pentru un manual. De asemenea, am reușit să nu mai limităm numărul de manuale câștigătoare care să fie pentru o singură disciplină. Pot fi 5 manuale, 6 manuale, 7 manuale, astfel încât să încurajăm concurența, să avem un manual din ce în ce mai bun. Inclusiv Vișeu cred că se putea mișca mai repede, dar probabil că aici a fost vorba de resursă umană, nu a fost suficientă. Deci există un lanț al zdăbiciunilor pe care trebuie să ni le asumăm cu toții, inclusiv eu care am făcut parte în această comisie, deși rolul meu nu este decident, dar am făcut parte în această comisie și într-adevăr cred că trebuia să ne mișcăm mai repede, având în vedere că această comisie s-a constituit la sfârșitul anului 2015, trebuia undeva să demareze această procedură de licitație cel târziu în toamnă, astfel încât să acoperim și aceste contestații, să nu mai fie probleme. Sperăm cu aceste manuale de clasa 6, chiar dacă nu va intra în vigoare noua lege a manualului, să se procedeze de acum, să începem de acum discuțiile, ISEU să ocupe de programă școlară și să venim undeva cel târziu în luna ianuarie, în februarie, să venim la licitație și să avem manualele pentru clasa 6. Dumneavoastră, cum vedeți stângăciile din ultima perioadă ale domnului ministru Pop? Nu știu, spuneți-mi punctual la ce stângăcii vă referiți ca să nu le numesc eu direct. De exemplu, ieri a sunat o directoare să o felicite pentru funcția obținută, deși era vorba de un alt nume. Eu am avut o scurtă... A greșit numele, să spun așa. Eu am avut o scurtă întâlnire de 5 minute cu dumnealui astăzi, până să intru la comisie, și mi-ar spus că nu cunoaște acea profesoară. Asta mi-a spus mie, nu am intrat în amănunte, mi-a spus că nu este adevărat.
asta mi-a spus, asta vă transmit. Acum, probabil că dânsul se va apăra, e problema dumnealui. Eu îl cunosc din ianuarie sau decembrie, când era secretar de stat pe preuniversitar. Eu personal am încredere în dânsul, că îl văd în întâlnirile care le avem, are deschidere față de noi, față de federație, ascultă, nu este niciodată să spună, domne, nu vrem, dar vrea să avem dialog. Din punctul ăsta de vedere, acum modul în care dânsul relaționează cu presa, modul prin care se grăbește și asta, nu vreau să fac aprecieri, că sunt lucruri personale și nu cred că este menirea eu, ca reprezentant al federației, să spun lucruri negative despre un partener, că practic este partener în baza unui acord de parteneriat și eu mă duc și vorbesc practic cu instituția, cu Ministerul Educației Naționale, că ăsta este singurul lucru care ne deranjează și pe noi. Nu avem continuitate, nu există predictibilitate, din păcate. Noi stabilim o agendă cu un ministru și dacă se schimbă după 6 luni, deja nu mai este valabil. Pe mine nu mă interesează cine este ministru, nu mă interesează numele lui, nu mă interesează culoarea lui politică. Pe mine mă interesează ca în momentul când batem ceva în cuie și discutăm cu acel ministru care reprezintă o instituție, să aibă continuitate, indiferent dacă el mai este peste 6 luni sau peste un an. Deci eu de 2 ani de zile, în 2015, am fost interimar o jumătate de an și am fost ales în urma adunării generale în 2016 la federație, am prins 3 sau 4 miniștri, am prins 4-5 secretari de stat. Ne este aproape imposibil și noi ne săturăm când auzim că pleacă un ministru, trebuie să venim din nou să reluăm discuțiile, ceea ce este foarte greu. Colaborați mai bine cu domnul ministru Pop decât cu tehnocrații? Doar v-am spus că nu vreau să folosesc culoare de guvern. Colaborarea, din partea noastră, eu văd destulă deschidere. Am avut și înainte, nu spun că nu, dar nu am avut întâlniri atât de dese cu ceilalți, cum avem cu domnul. Probabil că și federația s-a ridicat la un anumit nivel și avem deschidere mai mare. Eu sunt non-stop dedicat acestei activități. Practic și în concediu n-am avut telefonul închis, am răspuns în permanență, am participat la tot felul de comisii, la tot felul de ședințe. Vrem să facem o conferință de presă undeva peste o săptămână, două, cu toți partenerii educaționali care să fie prezenți la acea masă, elevi, sindicate, federații și așa mai departe. O să facem și noi adunarea generală undeva în 2 luni, unde să vă invităm cu toții, dacă vreți să participați. O să avem două paneluri, unul în care o să avem reprezentanți de la minister și personalități din guvern și al doilea unde să avem adunarea generală a federației și dacă doriți să veniți, sunteți invitați de pe acolo. Sigur, cu mare drag, mulțumim. În punctul dumneavoastră de vedere, cât de necesar era întocmirea unui manual pentru sport? În care elevii să fie învățați. Da, eu mi-am spus punctul de vedere, deci nu era deloc necesar. Deci categoric noi nu am fost înștiințați de apariția acestui manual. Domnul ministru spune că era obligat să-l întocmească pentru că exista programă întocmită de ISE și pentru acest manual de sport și într-adevăr în lege spune că orice programă făcută trebuie să aibă și un manual, dar cred că puteam evita acest manual având în vedere situația financiară precară în care se scaldă sistemul educațional. Acei bani, 3-400 de mii de euro, cred că puteau să meargă foarte bine către formarea continuă, de exemplu, a profesorilor de sport, că de aceea nu se face o oră de sport plăcută către ele. Profesorul trebuie să mai aibă și el pregătire adecvată astfel încât să interacționeze foarte bine cu elevul. Sportul, prin excelență, este o activitate prin care trebuie să faci mișcare, nu să stai să-l citești. Noi nu vorbim de un profil vocațional unde, într-adevăr, copiii trebuie să citească, să perfecționeze. Profesorul, eu așa am făcut sport și bănuiesc că și dumneavoastră, profesorul ne alinia, stătea în fața noastră, făcea exerciții de început cu noi și noi aveam obligația să răspundem. Din păcate, observăm o reticență a elevilor față această oră, nici noi părinții nu îi încurajăm și fugim repede să le luăm scutiri, ceea ce nu este ok. Vedem că există în ultimul timp copii obezi care sunt statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății care sunt alarmante pentru țara noastră, din păcate. Bine, dar oricum nu cred că un manual i-ar scoate la sport. Nu, fără discuție. Eu am și dat un comunicat atunci și am spus, domne, dacă îl pui să citească în clasă, înjumătățești planul cadru și nu ăsta e rolul. Rolul este să-l scoți pe elev să facă sport, să facă mișcare. Sau dacă nu, am zis glumind, cu ghilimele de rigoare, îi legi manualul de gât cu o frânghie, îl pui să facă mișcare și în același timp să citească. Deci este clar că acest manual nu-și găsea locul acum, cel puțin acum, în condițiile în care noi ne văităm de finanțare precară și... Plus că din punctul meu de vedere, ghiozdanul unui elev deja este foarte greu, ajunge la 7-8 kg. Și
mai încărcăm, mai venim cu manuale, deja venim și cu auxiliare. Aceea este o, aici vorbind o poveste mai veche pe care noi am arjat și inclusiv noi am avut o campanie de presă agresivă acum câteva luni de zile, a fost mediatizată peste tot, în toată presa, prin care am dorit să terminăm cu această greutate a ghiozdanului. În acel moment domnul ministru Năstase a înțeles și a spus da, subscriu la ceea ce spuneți, începând în toamnă vedem ce soluții găsim. Din păcate s-a schimbat ministrul și trebuie să reluăm din nou discuția. Este acea problemă pe care eu vă spun că noi nu discutăm cu instituția, din păcate, și discutăm cu persoane, ceea ce nu este ok. Este o mare problemă. Știți foarte bine și dumneavoastră că prin ordin al Ministrului Sănătății, un ghiozdan nu trebuie să depășească 2,5 kg la nivelul ciclului primar. După studiile Societății Medicale din România, 10%, după studiile Statelor Unite ale Americii, 8%. Undeva la nivelul clasei a 5-a, 6-a, 6%, acolo deja ne încadrăm. Cu cât înaintează în ciclu, copiii deja nici nu mai și-au manualele după ei sau nu mai și-au aceste ghiozdane. Este o mare problemă. Eu am experiența propriei fetițe. Fetița mea niciodată, acum a trece clasa a 6-a, până la nivelul clasei a 5-a, întotdeauna i-am dus personal ghiozdanul până în clasă. Avea 25 de kilograme și ghiozdanul avea 6-7 kilograme. Dar ce ne facem cu părinții care nu pot face, de exemplu, acest lucru? Este o mare problemă și de asta v-am spus că sunt multe lucruri care depind și de noi. În lege să știți că este stipulat că are obligația la ciclu primar să vină să-l aducă la școală. Deci să vă uitați, există... da. Există în așa ceva, părintele trebuie să-și aducă la ciclu primar copilul la școală, numai că mulți dintre ei nu-și permis sunt la serviciu și îi înțelegem și o să mai discutăm și de alte probleme. Eu v-am spus și în discuția anterioară că depinde foarte mult de noi părinți. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem rezolva în actualul sistem cu dorința noastră, adică trebuie să fim obiectivi. Trebuie, în momentul când intrăm în școală, trebuie să arătăm respect acelei școli și trebuie să transmitem același lucru și propriului copil. Din păcate nu se întâmplă acest lucru. Un copil nu face ceea ce îi spui tu ca familie, ci face ceea ce vede în familie. Sunt foarte multe lucruri care nu se întâmplă așa cum ar trebui în familie și atunci copilul vine deja cu niște deprinderi care nu sunt sănătoase în școală și se vede practic prin comportamentul lui. Mergeți în școli, în special în mediul urban aici, nu vorbim de mediul rural, acolo există foarte mult respect. Foarte mult respect, de când intri și până ești salutat de aproape fiecare copil. Sunt școli în mediul urban unde dacă nu ești atent, pur și simplu te dărâmă, dă peste tine. Cum se desfășoară comunicarea dintre dumneavoastră și părinți, atât la nivel individual cât și la nivel de asociații de părinți, respectiv de dascăli? Da, noi avem reprezentanți ca federație la nivelul fiecărui județ. Avem reprezentanții acolo, el este chemat la nivel de inspectorat școlar și face parte din comisiile de specialitate din acel inspectorat, cele de PS, Comisia de Etică, Consiliul Consultativ, care din păcat nu prea se ține la nivel național, aceste consilii consultative care ar fi trebuit să țină și să discute foarte multe lucruri acolo, nu se ține nici măcar una pe semestru, uneori sunt alte inspectorate care nici măcar un consiliu consultativ pe an. Și transmitem informațiile până reprezentanții părinților, aceia care își doresc să comunice cu noi, pentru că nu este ușor, să știți, să găsești părinți care să-și dedice o parte din timpul lor, să-și dedice unei acțiuni caritabile cum o facem noi. Eu nu sunt plătit. Acțiunea mea este benevolă. În acest moment toată acțiunea este ținută cu bani personali. Să vedem cât o mai putea și cum o mai putea. Așteptăm și noi să ne întărim ca structură, deși funcționăm de 11 ani, nu putem spune că suntem o structură așa cum ne-am dorit, vrem și întotdeauna există loc de mai bine și probabil vom reuși să atragem sponsorizări, eventual să intrăm în niște proiecte din care să putem să atragem niște bani către federație și să pot responsabiliza părinții. Mi-e foarte greu să-i dau ordin unui părinte din teritoriu, din județ, atâta timp când nu pot să-i decontez nici măcar benzina. Majoritatea se duc acolo pe nivel local, se duc în școli, dar nu pot să-l trimit la 100 de kilometri sau la 50 de kilometri unde este un conflict să plătească din propriul buzunar acei bani. Și atunci avem nevoie într-adevăr să ne întărim și noi poziția pe piață cu ghilimele de rigoare, astfel încât să avem credibilitate și să începem să primim fonduri, să ne putem desfășura activitatea pe orizontală din ce în ce mai bine. În acest moment, cam cât de des au loc aceste întâlniri cu părinții? Păi, întâlnirile cu părinții au loc destul de des. La nivel de județ, v-am spus, acolo pe plan local,
cel puțin o dată la 2 luni, uneori și la 1 lună, în funcție de părintele respectiv, cum reușește să implice și cât de mult dorește să implice, sunt întâlniri. Se duce la Consiliul Reprezentativ al Părinților, le ajută uneori să facă alegeri, alegeri care se fac uneori pe județ, unde nu avem posibilitatea să facem aceste alegeri. Prin statut am atributul să numesc un președinte administrativ până se facă aceste alegeri. Deci avem o comunicare relativ bună, dar bineînțeles că este loc de mai bine. Începând cu acest nou an școlar, am rugat toți reprezentanții să acceseze baza de date de la Inspectoratul Școlar cu toți reprezentanții părinților la nivelul județului respectiv, astfel încât să le trimitem prin mail tot ceea ce discutăm noi la minister. Grupul meu de lucru la nivelul federației nu este închis, este deschis. Orice părinte care m-a sunat și a avut o problemă și am făcut oferta să intre în grupul de lucru și să dezbată, să participe efectiv la tot ce înseamnă legislație în acest domeniu, eu l-am băgat în grupul de lucru. N-am absolut nimic de ascuns, totul este pus pe masă. Aș vrea să discutăm puțin și despre partea neagră a sistemului educațional din România. Cum vă explicați faptul că, deși suntem în 2017, după 27 de ani de post-comunism, încă ne confruntăm cu condiții deplorabile în anumite școli, în special din mediul rural? Eu personal cunosc situația în care mai multe școli cu 10 de elevi din județul Dolj au și acum grupurile sanitare în curte. Iar unele dintre acestea recunosc că arată ca nevul mediu. Știu despre ce vorbiți, eu am atras atenția în permanență, inclusiv prin adrese către Ministerul Educației Naționale. Din păcate, această descentralizare este prost înțeleasă de domnii primari. Atâta timp cât infrastructura le aparține, da? Această infrastructură aparține Consiliului Local și, vorbind de o finanțare complementară, că în baza acelei finanțări complementare se poate investi într-o școală, și stăm la dorința primarului, așa vom avea aceste școli. Până nu vom găsi o soluție să vină banul de la bugetul central cu dedicație către școala respectivă în baza unor cereri făcute de Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație care trebuie să devină responsabil într-o școală, inclusiv noi părinții care suntem acolo și care, din păcate, mulți dintre noi suntem decât cu numele, nu și cu prezența fizică sau nu și cu responsabilitatea și cu atributele și obligațiile care le avem în acel Consiliu de Administrație, astfel de școli vom avea. Durerea mare este că de 27 de ani o școală din mediul rural care are câteva clase, deci nu vorbim de școli cum sunt aici în mediul urban foarte mari cu 800 de elevi, vorbim de școli cu 4-5 clase și alea de câte 16-17 elevi poate, nu s-a reușit să se facă nimic. Și atunci te întrebi care este interesul, de ce nu-și dorește un primar care este ales practic de părinții acelor copii care învață în acea școală. Cu toții blamăm și la începutul fiecărui an sau fiecare guvern când vine la conducere poziționează sistemul educațional și de sănătate ca prioritate națională. Spune că baza unei societăți sănătoase reprezintă sistemul educațional și de cel de sănătate. Și atunci despre ce vorbim? Am găsit și școli într-adevăr unde se investesc bani, dar un procent din acei bani cred eu că se întorc într-un fel sau altul către acești domni primari. Nu mi-e rușine să o spun și nu mi-e frică, o spun cu toată responsabilitatea, pentru că am văzut devize pe acoperișuri care reparate, un acoperiș nu poate costa mai mult de 110 mii sau 20 de mii, am văzut un deviz de 60 de mii, 70 de mii, 80 de mii, de 3-4 ori mai mult. Și atunci îți pui întrebarea, deci după ce că ne văităm că nu avem bani, că nu sunt bani pe această finanțare complementară, acolo unde să ne batem joc de ei și îi risipim în interesul cuiva. Că este primar, că este, eu știu, pe linie politică, ce poate fi la nivel de județ, consilier sau ceva de genul ăsta, este o problemă. Și, în general, se știe că acolo unde vine banul, vine și firma care trebuie să corespundă culorii politice din acel moment, acel guvern care se află la conducere. Nu mai vorbim de faptul că multe școli nu au avut ISU, adică... Și aici am discutat și este o mare problemă, pentru că nu înțeleg de ce aceste autorități nu au pus presiune 27 de ani, astfel încât primarii să fie obligați. Da? Poți foarte... îi dai o perioadă de reabilitare și îl amendezi, te duci și amendezi Consiliul Local până la urmă. Da? Nu poți să închizi. Vedeți că este o problemă, nu poți să închizi. Sunt foarte multe, 80% din aceste corpuri de clădiri nu sunt autorizate. Ar însemna să aruncăm în aer un an școlar întreg.
Ca să nu mai spun de sumele care ar trebui de reparații. Dacă eu v-am spus pentru un acoperiș 60-70 de mii, vă dați seama dacă vorbim de acele sprinklere sau cum Dumnezeu să numesc, care sunt pentru detectoare care dă drumul la apă în momentul când este un incendiu, detectoarele de fum. Autorizarea ajunge undeva peste 70 de mii de lei. Undeva la 17.000, 18.000 de euro de unitate. Faceți un calcul și vedeți ce sume sunt. Și atunci eu am întrebat domnilor de la ISU, de ce nu încercați să angajați la nivelul fiecărui inspectorat de urgență, la nivel de județ, 3-4 experți pe care să-i plătiți pe perioadă determinată, să intre în fiecare școală și să grăbească această autorizare. De ce trebuie să mutăm banii într-un cont de la bugetul statului în buzunarele unor privați care să facă aceste proiecte? Nu autorizare, proiectul, da? Deci este prea mult. Intervin atunci iar din nou firme private cu aceste costuri ridicate, ceea ce nu e în regulă. Nu vom avea nici peste 10 ani dacă mergem în acest ritm și dacă nu se pune presiune. Și declarația domnului ministru referitor la noi, la părinți, să ne trimitem în școlile care nu sunt sigure, a fost făcută în contextul școlii 141, pentru că eu le-am sunat. El a avut o conferință de presă, m-a sunat imediat de la presă ce pot să declar în acest context și am zis, domnule, stați un pic că nu știu, sunt în mașină. L-am sunat și mi-a zis, domnul Cristache, am făcut apelul în contextul școlii 141, unde mă avea puțin și cădea pe copii această școală. Și eu am înțeles declarația în acel context și foarte bine că pune presiune pe autoritatea locală, trebuie să devină responsabilă. Și noi la rândul nostru trebuie să devenim responsabili, că noi alegem acel primar din 4-4 ani. Eu le-am spus părinților în mediul rural, în special, unde ei au o reținere, oameni buni, duceți-vă peste primar, peste 4 ani nu mai alegeți. Dacă nu e în stare să vă facă o școală unde să creeze un cadru sănătos, propice pentru sistem educațional, despre ce vorbim? Domnul Cristache, nu putem să ne ducem că avem ajutor social, că apelăm la adeverințe pentru registrul agricol și așa mai departe. Vedeți, este un cerc vicios pe care nu reușim niciodată să-l ducem la bun sfârșit niciodată. Este o mare problemă. Deci, din punctul meu de vedere, finanțarea ar trebui schimbată. Această finanțare de bază care se duce 100% pe plata resursei umane și nu mai rămâne nimic pentru partea de logistică, pentru cretă, pentru imprimante, pentru col de hârtie. Și atunci această finanțare de bază ar trebui să fie definită exclusiv către plata salariilor, salarii pe care trebuie să le dai, că sunt trecute în contractul colectiv de muncă și nu mai trebuie să aștepți rectificarea de buget undeva în toamnă sau la sfârșitul anului, astfel încât să le dai salariul. Și să vină această finanțare pentru material didactic, auxiliar, să vină pe filiera Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar și să meargă către unități. Să ușor, ușor să scoatem primarul din acest joc. Să nu mai, niciun profesor să nu mai stea la mâna primarului. Domnule Cristache, vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc. Și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi, ori de câte ori avem subiecte cu de dezbătut. Mare drag, sunt multe de spus. Sper că nu m-am grăbit în ideea de a spune cât mai mult. Chiar mi-am dorit, sunt foarte multe probleme și într-un final vreau să vă spun că succesul unui copil depinde în egală măsură și de părinte și de școală. Nu trebuie să gândim că noi trebuie să ne lăsăm copilul în școală și școala trebuie să ocupe de tot. Este imposibil. Educația se dă în familie. Trebuie să le duci în acest spirit, trebuie să le duci ca în momentul când se duce în școală, trebuie să respecte acea școală. Sunt clase unde, vă rog să mă credeți că am sesizat de la profesor pentru că apăr interesele legitime ale părinților și îmi spun, domnul Cristache, veniți încoace să vedeți ce se întâmplă într-o clasă. Și într-adevăr sunt lucruri de nedescris, adică se ajunge aproape ca unii profesori să fie înjurați de elevi, ceea ce nu este normal. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc!